Muncitorii români de pe șantierele din Europa se întorc acasă. Majorarea salariilor din construcții determină să părăsească țările în care au stat departe de familii. Deja firmele angajează tot mai mulți conaționali veniți din țări precum Germania, Spania sau Marea Britanie. O echipă observatoră a obținut mărturiile multora dintre ei, după ani de zile petrecuți departe de casă. Pentru sute de mii de muncitori români plecați în străinătate, țara noastră a devenit doar o destinație de vacanță. În fiecare vară, oamenii se întorc în România pentru a petrece câteva zile cu familia. Daniel Iosub este unul dintre ei. În octombrie, anul trecut, am venit acasă după 9 luni de muncă, fiind plecat în Germania, iar am să fac un concediu și să plec înapoi din ianuarie, undeva până ianuarie, februarie. Doar că nu a mai plecat. Daniel a primit o ofertă de lucru de la o firmă de construcții de lângă București. În Germania avea un salariu de 2000 de euro lunar. Acum câștigă peste 3000 de lei și un bonus cu o valoare inestimabilă. Timp petrecut cu familia. În momentul de față vă gândiți să mai plecați? În momentul de față nu, chiar nu. Vă dați seama, stau lângă familie, câștig un pic mai bine. Chiar dacă în Germania câștigam mai mult, să zic. Iar Daniel nu este singurul care a rămas în țară. Vara aceasta, mulți români s-au întors definitiv acasă. Odată cu majorarea salariului minim la 3000 de lei brut de la începutul anului, vestul Europei nu mai reprezintă o ofertă atrăgătoare pentru un câștig mai mare. Acolo, o mare parte din salariu cheltuiau doar pe chirie. Păi 26 de ani de căsnicie, sunt 14 ani în afară. 14 ani în afară? Da. Deci după 14 ani? Da, cum sună? Vedeți? Nu vă doresc. Am lucrat în Germania 8 ani de zile și în Israel 4 ani de zile. Nu e atât de simplu. Mai ales în țările calde a fost foarte dificil. Firmele cu care noi intrăm în contact ne sesizează acest lucru și că fenomenul este în creștere în momentul de față. De pe unde s-au întors? Germania, Italia, mai ales aceste două țări, evident că sunt ceva mai preocupați cei care sunt acum în Marea Britanie și de asemenea Spania. Dar criza forței de muncă încă trebuie rezolvată. În România, în jur de 300.000 de muncitori lucrează în construcții. Ar mai fi nevoie de încă 100.000. La începutul anului, în domeniul construcțiilor, aproape 332.000 de români aveau contracte de muncă înregistrate față de doar 292.000 în aceeași perioadă anului trecut. Diferența de 11%, spun cei din domeniul construcțiilor, s-a înregistrat și datorită facilităților fiscale acordate la început de an. Pe lângă majorarea salariului minim, angajații sunt scutiți și de impozitul pe venit și de contribuția de asigurări sociale de sănătate. Specialiștii din domeniu spun că acest lucru a dus la scăderea fenomenului de muncă la gri, care în 2018 ajunsese la 60% din piață.